tău la toată lumea. Vreau să vorbesc despre o chestie care m-a enervat în urmă cu câteva zile și până acum. Toți că să știți că a fost o conferință la Timișoara cu pastor Lucian Barna și cu cine mai era pe acolo. Și s-au întâmplat niște lucruri pe acolo, cum unii spun că sunt ciudate și nu știu ce, manifestări și tot felul. Și ce m-a enervat cel mai tare, că toți pastorii au sărit să-i critique pe aia. Și acum, cu ocazia asta, am văzut și eu ce zace în unii pastori. Și mi-am dat seama că nu e nimic de capul lor. Și am văzut și mulți oameni cu care am prieteni care s-au băgat și ei în chestia asta. Deci, în primul rând, acolo eu am participat la o conferință în Cluj, unde a fost fratele Lucian Barna și pastorul Daniel Adams din America. Și și aici în Londra, unde stau, la fel a venit Daniel Adams și am participat de câteva ori. Și ce am văzut acolo este pur și simplu de la Dumnezeu tot. 100%, deci n-am nicio îndoială. Am văzut oameni din care ieșeau dragi, care îl înjurau pe pastor și așa mai departe, pe voci groase și așa mai departe. Oameni care aveau demoni. Și problema este că foarte mulți oameni au demoni. Și cred că 80% dintre creștini nu sunt conștienți de chestia asta și trăiesc o viață firească și lipsită de spiritualitate. Dar foarte mulți oameni au demoni. Cred că 70% din ei. Și din creștini. Iar când acolo, la conferința asta, au început să manifeste unii mai urât, ei aveau demoni și pur și simplu erau eliberați. Apoi când se duc acasă, dacă sunt la fel, e din cauza că au un cârlic care atrage demonul ăla înapoi. Le place un păcat anume și demonul vine înapoi apoi. Dar în momentul ăla el este eliberat, iese dracul ăla din el, fuge. Apoi e responsabilitatea omului să păstreze curat. Cum scrie și acolo în Biblie, că dacă găsește demonul casa maturată, aduce 7 duhuri. Ce înseamnă maturată? Nu înseamnă în sensul că e curat el și nu știu ce. Înseamnă în sensul că acolo nu e Duhul Sfânt prezent. Și dacă nu e Duhul Sfânt acolo și e gol locul și e curățenie, demonul are loc și intră. Și ca apoi, la fel, judecată că au căzut oamenii pe spate. Dar cum voia să cadă pe față? Dacă ați cădea voi pe față, cum ar fi să dați cu nasul de pământ, să vă spargeți nasul? Rămâneați, Doamne ferește, cu nasul înfipt în ciment și veneau aia de descarcerare să vă scoată nasul de acolo. Deci astea sunt niște chestii care pur și simplu sunt de râs. De ce n-a căzut pe față și a căzut pe spate? De ce n-a căzut pe parte? De ce n-a căzut în genunchi? Caz cum îți nimerești. Tu când leșini așa în ordine cronologică? Sau cazi așa cum îți vine? Mai poți să-ți controlezi? În primul rând că când vine prezența lui Dumnezeu și cazi pe spate, pur și simplu nu mai simți niciun mușchi într-o secundă și nu mai poți să controlezi nimic, cazi direct. Și cazi așa cum cazi, cum bate vântul. Nu că pe parte, că pe față, că pe spate, nu contează pe ce parte cazi. Ce sunt chestiile astea, de unde le spate? Deci nu vine să cred când au chestiile astea, de ce cade pe spate și nu pe față și de ce nu pe parte și de ce nu știu cum. Băi, voi vă auziți ce ziceți, ce spuneți, vă auziți cumva? Deci mie nu vine să cred ce aud la creștini. Așa, în afară de toate asta, gândiți-vă ce spun cei din lume. Dacă eu am fost ortodox înainte, m-am pocăit pe la 15 ani. Eu acum, să zicem că acum mai eram ortodox și vedeam discuțiile astea între creștini, păi în viața mea nu-mi trebuie, v-am zice, ce, nu mă duc eu la pocăiția niciodată. Să-i văd cum să înjosesc și cum să ceartă și cum să fac unii pe alții albe de porci. Ce lumină sunteți voi pentru ceilalți din lume? Când vă faceți de voi în toate felurile, ce lumină sunteți voi pentru cei din lume? Cum poți să judeci ce nu cunoști? Tu nu știi ce e acolo. Spui că acolo n-a fost Duhul Sfânt și apoi încep să folosești niște cuvinte foarte dure ca să te justifici tu, să te simți tu bine față de tine, că n-ai greșit. Și încep să îl faci pe aia în toate felurile, că n-a fost Duhul Sfânt, dar ce-a fost? Credeți că fratele al Lucian Barna poate să zică numele lui Iisus? Și după asta imediat să lucreze cu satana sau ce? Dacă n-a fost Duhul Sfânt, ce a fost? Că era o putere acolo, ce vrei să spuneți? Că era diavolul?
când omul ăla vorbește numai din Biblie și îți spune de numele lui Iisus, terminați cu chestiile astea, habar n-aveți ce înseamnă chestiile alea. N-ați participat niciodată la așa ceva și habar nu aveți. Eu am participat la mii de din astea și am văzut oameni care erau vindecați și ieșeau dragi din ei și așa mai departe. Și după un program din ăsta, cu Daniel Dadam și cu fratele Lucian Barna, simțeai pur și simplu prezența lui Dumnezeu și vrei să te pocăiești apoi. Câteva zile avea efect, tot timpul începeai să cânți pe drum, deci efectul era clar cum trebuie. Nu era Satana acolo, să pleci de acolo cu nu știu ce. Plecai cum trebuie. Era Dumnezeu acolo. Și apoi că ea s-au tăvărit și că a făcut nu știu ce. Și apoi și fratele Tiberiu Pop, îmi pare rău pentru el că s-a băgat și el în chestia asta, că e un om deosebit, mie îmi place de el. S-a băgat și el și a început și el să facă apă acolo pe aia, pe toate, în toate felurile. Că probabil s-a gândit că să se pună bine cu ăștia din biserică, lui să nu să nu-i pece din biserică, hai să zică și el ceva. Și a început și el să facă apă acolo, că nu ia de la Dumnezeu, că nu știu ce. Pentru că ăștia din biserica lui au început să-i spună, frate, dă-și tu o părere, dă-și tu o părere, știi, tu, cum ziceau aia din Biblie, tu de-al cu ești, cu ce gânduri vii, ești cu noi sau cu ei, sau împotriva noastră, știi, tu ești cu noi sau împotriva noastră, ia zici și tu ceva, ca să vedem unde să te băgăm și pe tine repede. Să fi zis fratele Tiberiu că a fost bine ce a fost acolo, imediat începeau ăștia să plece în biserică și să-l facă și pe fratele Tiberiu cu, în toate felurile. Și atunci, de frică să nu își piardă membrii, a zis și el ceva acolo. Bineînțeles că ei n-au fost mulțumiți, că el a zis așa mai pocurite. A zis că frate Tiberiu, dar ce înseamnă asta? De ce ai fost așa finuț și de ce ai luat-o așa pocurite? Cine a zis direct? N-au fost mulțumiți, au avut să zică mai tare, știi? Deci, eu am un cuvânt pentru toți ăștia care fac chestia asta, să le fie rușine, atât. Mai mult nu pot să zic. Să vă faceți în toate felul unii pe alții. Și să n-aveți altă treabă, în loc să vă pocăriți că sunt vremurile după urmă și mai puțin și vine Domnul. Vă ocărăți unii pe alții, faceți romane despre conferința altuia și despre lucrarea lui. Deci asta vrea Dumnezeu de la noi acum în vremurile astea, când care este data de grele și trebuie să fim lumină pentru cei din lume, să ne batem așa unii cu alții, să ne ocărăm și să nu avem nicio roadă. Omul ăla are roadă, fratele Lucian Barna. Face vindecări și face ceva pentru Dumnezeu, nu trăiește degeaba ca cei care criticați. Cei care criticați sunt sigur că trăiesc degeaba, voi nu faceți nimic din tot ce face omul ăla. Stați acasă la televizor pe canapea și o căveți pe unul și pe altul. Nu faceți nimic, nu evanghelizați pe nimeni. Asta e viața voastră, vă spun eu. Un om care e aproape de Dumnezeu și face ceva pentru Dumnezeu, nu are timp de așa ceva. Aveți mult timp pentru că nu faceți nimic pentru Dumnezeu și nu vă ocupați cu nimic. Și atunci o căveți pe unul și pe altul. Că fratele Lucian Barna e arogant. Așa și ați văzut un pastor perfect. Unul e arogant, unul e mândru, unul e mai slab cum vede femei, unul nu știu ce. Suntem oameni toți și nu e niciunul perfect. Ce dacă e arogat, că nu știu ce are, problema lui e între el și Dumnezeu, să se pocuiască el când o vrea Dumnezeu. Deci terminați cu prostiile astea, judecați pe unul și pe altul, voi sunteți perfect, voi nu sunteți arogant, nu sunteți nici cum. Sunteți sfinți voi. Deci predica asta o să pun, predica, în fine, ce-o fi, o să pun și pe YouTube și peste tot, să vadă toată lumea. Și apoi puteți să aruncați cu pietre acolo, să nu faceți toate felurile, nu mă interesează. Data vă spun să vă fie rușine. Deci nu asta ne-a chemat Dumnezeu să faceți, să ne ocărăm unii pe alții. Și oamenii care nu sunt pocăiți și nu sunt creștini, o să zic că nu mai întrebe așa ceva. Pentru că asta faceți. Cum scrie acolo în Biblie, decât să fie o pricină pe tine pentru altă, mai bine aruncă-te în mare. Cam așa faceți voi, să pricină pe tine pentru cei din lume. Că vă văd pe voi și nu vă nicio lumină pocăiți. Și nu le mai trebuie așa ceva. Eu mă pun în locul ăsta, am fost și eu ortodox și n-aș mai veni în viața mea la niciun pocăit dacă așa auzi chestiile astea. Azi zice, uite, păi ce-ați mai rog ca noi, uite cum să ceartă și cum să o cărăsc unii pe alții. Nu sunteți nicio lumină, nu faceți nici lucrarea lui Dumnezeu, deci nu, Dumnezeu nu e de acord să faceți chestia asta. Și dacă n-ar fi lucrarea lui Dumnezeu acolo, nu e problema voastră. Nu trebuie să stați voi acum să vă apucați să-i faceți pe aia toate felurile, pe toate website-urile și pe YouTube și peste tot să vadă toată lumea. Poți să te duci tu și să-i spui lui la persoană, du-te la fratele Lucian Barna și spune, bă, ești un eretic, nu știu ce. De ce nu te duci să-i spui lui? Îl pui pe internet și îl faci toate felurile pe ăla. Să vă fie rușine, asta e tot. Și fratele Daniel Adams, când a fost cu fratele Lucian Barna la Cluj, a fost extraordinar, toate oamenii au fost eliberați, vindecați și așa mai departe. Nu a fost nimic rău acolo, a fost prezența Duhului Sfânt. Plângeai, pur și simplu te pocăiai. Cum poți să spui tu acolo lui Duhul Sfânt? Când tu habar nu ai, tu nu faci nimic pentru Dumnezeu, stai acasă,
pe calculator. Nu faci nimic, pur și simplu, nu evanghelizezi pe nimeni, nu ajuți un sărac, nu faci nimic. Și vii și apoi ajungi cu prietenul omul ăla care are o lucrare mare și l-a pus Dumnezeu acolo. Omul ăla a ales să trăiască pentru Dumnezeu și să creadă. Că majoritatea dintre voi sunteți niște oameni firești, lumei și drăcești, care aveți doar o formă de evlavie și nicio putere. Și de-aia nu suportați chestiile astea. Pentru că în momentul în care vedeți poporul că face minuni și chestii astea, voi începe să vă simțiți sub nivel, cum ar fi. Vă simțiți inferiori. Și atunci simțiți nevoia să ziceți ceva, ca să ieșiți voi în evidență și să fiți peste ăla, să nu fie ceva rău cu voi, să fie cu ăla atunci. Și începeți să-l faceți pe o altă de feluri, pentru că voi nu puteți face nimic din astea, că nu credeți în Dumnezeu și nu aveți o viață cum trebuie cu Dumnezeu ca să aveți puterile astea. Că orice om care alege să trăiască cu Dumnezeu și să se roage în continuu și să vorbească în alte limbi și așa mai departe, orice om are puterea asta apoi, că Dumnezeu nu face discriminare. Dă la oricine dar ăsta care îl caută. Dar voi nu îl căutați și trăiți o viață firească și atunci voi nu puteți face chestiile astea. Și după aia aveți ciudă pe ăștia, că ăștia le fac. Și începe să îi faceți în toate felurile ca să vă scoateți voi, să păreți voi mai ceva ca ei. Deci să vă fie rușine, pur și simplu, n-am ce să fi mai mult atâta. Și am și pe Facebook prieteni care la fel au început să-i facă pe aia în toate felurile. Să-i ocărească, că se tăvăleau, că făceau, că nu știu ce. Treaba lor cum făceau, poate aveau demon, poate cine știe ce probleme aveau. Unii se manifestă așa ca au tot felul de duhuri necurate, ca echipi, pofte și tot felul. Și sunt eliberați acolo. De-aia plângeau și se tăvăleau. Ce? Dar ce voi spuneți Duhului Sfânt, cum să lucreze? Lucrează după cum vezi voi sau n-am înțeles? Duhul Sfânt e nelimitat, nu poți să-l limitezi tu. Poate să lucrezi în toate felurile, poate să-l ia pe unul să-l arunce așa în aer, 20 de metri. De unde știi tu cum să manifeste Duhul Sfânt? Duhul Sfânt poate să manifeste în toate felurile. Nu e limitat ca tine. Și pastorul Tiberiu spunea că n-a văzut în toată Biblia să se manifeste oamenii așa. Eu zic să o mai citească o dată. Când a scos Iisus un drac și când a scos Pavel, draci. Unii făceau spume la gură, se tăvăleau, altul a căzut ca mort. Când a zis Iisus, eu sunt, toți au căzut pe spate. Din cauza prezenței lui. Cum nu e în Biblie chestia asta? Eu văd că e peste tot în Biblie. Tot fel de manifestări aveau oamenii. Când erau scos draci din ei și așa mai departe. Ce înseamnă chestia asta? Dacă trăiați în vremea lui Iisus, legaliștii ăștia, sunt eu că făceați parte dintre farisei aia care îl judecau pe Iisus în continuu și încercau să-l omoare. Acolo erați încadrați. 100% acolo erați. Încercați să-l omorăți și spuneai că noi de la Dumnezeu. Pentru că tot ce fac oamenii ăștia e la fel ce făcea și Iisus. Și am cascat cu prietenii ei. Deci dacă a venit Iisus, ați face la fel. 100%. Că noi de la Dumnezeu, că de ce cade așa, că de ce nu cade invers. Ați văzut și Iisus la fel pățea. Îi spunea, scos Dumnezeu, scos dragi cu Domnul dracilor. Exact așa a pățit și omul ăsta. Spuneți că scoate dragi cu dracul. Deci, exact aceeași chestie. E în Biblie tot ce faceți. Niște farisei, ipocriți și morminte văruite, așa vă numea Iisus. Care nu aveți nicio putere. Și am caz cu prieteni cine are putere. Că Duhul Sfânt este să se manifeste așa, după cum vezi voi, nu după cum vrei. După mintea voastră, Duhul Sfânt e așa băgat într-o cutie și îi spuneți voi cum să se manifeste. Dacă nu se manifestă cum vezi voi, atunci nu e Duhul Sfânt. E satana. Mă lăsați cu chestiile astea. Voi nu știți cum să manifestă Duhul Sfânt. Habar nu aveți, nu știți cine e Duhul Sfânt. Că mulți dintre voi nici nu aveți. Sunteți niște oameni firești, lumești, drăcești și cu o formă de evlave și nicio putere. Asta e tot. Și când vedeți puterea undeva, săriți pe ăla și-l criticați și-l faceți în toate felurile. Deci nu cred că ne-a chemat Dumnezeu la asta să ne batem unii pe alții, să ne judecăm, să judecăm lucrarea altuia și așa mai departe. Și fratele Toni Berbece a fost singurul care a zis că a fost și el acolo și că crede că de la Dumnezeu ce s-a întâmplat acolo. Dar apoi mai încolo, în comentarii, a spus că de fapt ce s-a întâmplat de joi încolo, el nu mai are de-a face, că nu știu ce. Deci asta a fost un fel de cum s-a lepădat Petru de Iisus. Că nu, eu nu sunt cu ei, cam așa ceva, știi, ca să se scoată și el, că să riseu ăștia pe el. Adică ce s-a întâmplat de joi încolo, nu mai e, eu nu s-o mai bagă, nu știu ce a fost. Dar și de joi încolo s-a întâmplat același lucru, dar asta așa ca să scape de ăștia, că îl criticau. Dar nu te-ai făcut așa, trebuie să speți. Ce dacă nu mai te vrea nimeni apoi și nu mai speți cu nimeni? Și din păcate, când o să vină răpirea, foarte mulți o să rămână aici. Pentru că nu sunt cu Dumnezeu, sunt doar religioși și goi pe dinăuntru.
n-au nicio putere, nici de o spune nimic. Trebuie să rămân aici. Toți ăștia care critică, judecă și arunc cu prieteni pe altceva. Atâta puteți să aruncați cu prieteni altul, să judecați, mai mult nu știți. Care nu faci nimic, nu e ca nimeni și au niște prieteni omul ăla. Că nu e de la Dumnezeu, că ce manifestări, că cum făceau ăia, că cum nu știu ce. E problema ta cum făceau ăia. Și că de ce, ce căderea asta pe spate nu e biblică. Dar dacă ceva nu scrie în Biblie, înseamnă că nu e biblic. Dacă o manifestare nu e în Biblie, nu a apărut acolo, înseamnă că nu e biblică. Spune că Iisus a făcut la lucrări și la minuni încât nu poți fi cuprins în toată lumea asta într-o carte. Credeți că sunt scrise toate în Biblie? Sunt scrise câteva. Poate a făcut și Iisus multe din astea. De unde știți voi cum a trăit Iisus? Sunt 33 de ani în Biblie cu ce a făcut de tot? 33 de ani? Nu. Nu scrie în Biblie nu știu ce. Dacă nu scrie în Biblie să arai cu tractor, înseamnă că trebuie să arai cu pe jos, așa, cu sapă. Trebuie să faci numai ce scrie în Biblie, exact. Ce n-a fost scris acolo e păcat pe mintea unor. Duhul Sfânt nu se manifestă așa. Dar ce ești tu, purtător de cuvânt al Duhului Sfânt? Îi spui tu cum să se manifeste. Duhul Sfânt se manifestă cum vrea, nu cum spui tu și cum crezi tu. Tu ești un om limitat în primul, nu ești Dumnezeu. Dumnezeu e nelimitat și e perfect. Tu nu ești Dumnezeu și nu poți să înțelegi cum să manifeste. Poți să manifeste cum vrea, dictezi tu cum să manifeste, ce-s chestiile astea? Duhul Sfânt nu se manifestă așa, nu știu ce. Și apoi unii dați versetul la care n-are nicio legătură, că când a fost Ilie în pește, a venit Duhul Sfânt ca un susur blând. Aia n-are nicio legătură, nu se referă la chestiile astea. În primul rând, în Biblie, sunt multe locuri în care spune, în care au tot fel de manifestări. Dar nu citiți Biblia, asta e problema voastră. Citiți doar ce vă convine. Spuneți că Duhul Sfânt nu se manifestă așa, că nu știu ce, când spune că Pavel punea batiste peste oameni și era vindecat și nu știu ce. Să facă unul așa acum, imediat îl judecați. Ia uite bă ce practici, ce nu știu ce. Deci, dacă ați trăit pe vremea lui Iisus, toți ăștia care faceți chestiile astea, ați face la fel și cu Iisus, sunt 100% convins. L-ați judecat toate felul și apoi ați vrea să-l omorâți. Că nu e ca voi. Voi nu aveți nicio putere, sunteți morți. Și atunci, ca să vă justificați voi înaintea Dumnezeu și să vă scoateți voi, începeți să aruncați cu prietenii ăștia, să păreți voi mai presus decât ei. Deci rușine, asta e tot ce pot să zic. Și unii poate nu înțelegeți că sunteți firești și așa mai departe. Măcar ați putea să tăceți din gură. Și au început toți pe acolo și au postat și pe biserica Fratele Tibeu, pe Daniel și nu știu ce. Și a început să mă ocurească pe mine acolo, că am zis că eu de acord cu ce s-a întâmplat acolo. Și mă făceau eretic și tot felul de habodnic și eretic și termeni ăștia care îi folosesc oameni necreștini. Mai oameni necreștini vorbesc, așa asta este vocabularul lor. Dar folosiți și voi pentru că nici voi nu sunteți creștini. Nu așa vorbește un creștin adevărat, nu se bagă în chestiile astea, nu asta e lucrarea unui creștin. Lucrarea unui creștin e să evangelizeze oameni, să ajute săracii, să meargă la biserică, să se roage, să postească, nu să stea pe chestiile astea și să aibă timp de chestiile astea. Să-i ocurească pe toți ceilalți și lucrări care îmi recunosc. Ce să faci, asta e când ai mult timp, că nu îl folosești pentru Dumnezeu, atunci te ocupi de alte chestii. Îl folosești pentru satana. Că satana e fericit când faci chestiile astea, că e lucrarea lui asta, nu e al Dumnezeu. Dumnezeu nu cred că te pune să ocurești pe aproapele tău. Că scrie clar în Biblie, că orice îți greșește cineva, fii milos unul cu altul și iartă-l. Și iartă-l, nu scrie ce fel de greșeală, zice orice greșeală ar face, iartă-l. Fiți miloși unii cu alții, nu vă vorbiți de unii pe alții, asta scrie în Biblie, asta am citit. Poate că vreau altă Biblie. Zice, nu vă vorbiți de unii pe alții, din potrivă, fiți miloși unii cu alții și iertați-vă așa cum vă arată Dumnezeu pe voi. Deci asta spune Biblia să facem. Nu să aruncăm cu prietenul unul și în altul, să ne batem joc de lucrarea celuilalt. Acum puteți să comentați ce vreți la video cu Dumnezeu, să faceți ce vreți, că nu mă interesează. Eu am spus ceva mult de spus. Și asta este părerea mea, că ce faceți nu este de la Dumnezeu și ar trebui să vă fie rușine.
Și sunt sigur că v-am cadat și acolo, mi-a spune hula împotriva Duhului Sfânt. Acolo m-am cadat, 100%. Pentru că acolo este lucrarea Duhului Sfânt și voi o huliți. Deci v-am cadat acolo. La hula împotriva Duhului Sfânt. Asta faceți. Îl huliți pe Duhul Sfânt și bajocoriți ce nu cunoașteți. Îmi scrie acolo ca niște dobitoace fără minte. Bajocoriți ce nu cunoașteți. Pentru că nu cunoașteți chestii astea. Nu aveți habare de ele. Și am cazat cu prieteni ceva care nu știți ce e. Și nu v-a chemat nimeni la asta, nu v-a pus nimeni. Și faceți asta din cauza că aveți mult timp. Pentru că nu-l folosiți pentru Dumnezeu de asta. Nu e altă explicație. Cum e și Andrei Curăitor, că nu vreau să-i zic frate că nu e frate cu mine. Andrei Curăitor este satan, pur și simplu, după părerea mea. Este un om firesc, lumesc și grăcesc, care este, lucrează pentru diavolul, el, pentru el lucrează, nu pentru Dumnezeu. Și tot ce face el este să bârfească toți pastorii și oamenii Dumnezeu și muncii lui. Se mai uită în față și... Deci asta face el, bârfește toți pastorii și toate lucrurile celorlalți. Spune că noi ne-am născut mântuiți, nu suntem mântuiți în funcție de cum trăim. Ne-am născut așa și așa am murit. Și care nu s-a născut mântuiți, aduce în el orice ar face. Asta e învățătura lui. Deci, satan, ce să faci. N-are nicio justificare biblică ce spune el. Calvinismul nu e de la Dumnezeu și n-are nimic, niciun fundament biblic, nu are calvinismul. Cu oricine se pocăiește, așa scrie în Biblie și crede, va fi mântuit. Nu că ești mântuit de la început și apoi așa rămâi. Dacă nu rămâi cum trebuie și începi să păcătuiești, nu mai ești mântuit deloc. Pleacă și Duhul Sfânt de la tine. Deci nu este adevărat. Așa ceva nu-i biblic și ce face el este oribil. Să păstească toți pastorii la rând și toate lucrările. Și asta este lucrarea dracului, nu al lui Dumnezeu. 100%. Dacă aude chestia asta, nu mă interesează treaba lui. Dar asta face lucrarea diavolului. Și probabil că și câștigă ceva din asta, pentru că Doc are timp mult, are tone de ore să facă chestia asta. Asta înseamnă că altceva nu face. Nu lucrează nimic, deci primește niște bani cu chestia asta. Dar asta este după părerea mea, un om al diavolului. Și mulți au început acum să fiți ca el. Faceți lucrarea satanică. Că asta este lucrarea satanică. Să începi să faci joc de lucrarea alta și să-l lucrești. Indiferent ce se întâmplă acolo, dacă tu nu înțelegi, tragi din gură, roagă-te la Dumnezeu, zici, Doamne, asta e de la tine, nu e de la tine, dar nu trebuie să te apuci să faci videoclipul pentru tot și să-l mocărești pe la un ceva alt. Dar ce ajută chestia asta? Vă ajută cu ceva? Dormiți mai bine după ce faceți chestia asta? Nu cred. Și fratele Tibereu la fel. Ar trebui să-i fie rușine pentru ce a spus acolo. Îmi pare rău pentru el, am crezut, nu am înțeles. Părerea să te vă leagă, nu știu ce, că l-a adus un coleg de cameră pe el acolo și l-au din asta și că făceau ea nu știu cum. Dacă el nu înțelege chestiile astea, a trebuit să-ți vadă treaba așa. De atâția pastori au făcut și au făcut părăși. Singurul care n-a spus nimic a fost Toni Bergăce, dar apoi la sfârșit în comentarii a spus și el. Că s-a întâmplat de joi încolo de mama vă parte, nu mă bagă, nu știu ce, asta e un fel de depădare. S-a depălat de ei ca să nu facă drept cu ei. Dar el a fost la propriu, a spus și el, lucrarea e cu ei acolo. Dar a zis așa ca să-ți facă el, că nu mai îl fac ăștia în toate felurile, că îl făceau ăștia în toate felurile, bă, cum adică tu ești de acord? Tu ești cu ei, nu ești cu noi, ci împotriva noastră, a? Vă dați seama ce mâncătorie, ce oameni. Păi, un creștin după inima lui Dumnezeu nu seamănă deloc cu oamenii, nici pe acolo nu e. Un creștin după inima lui Dumnezeu e un om care citește Biblia toată ziua, se roagă, postește, ajută săracii, face evanghelizări. Iubește oamenii, îi iartă, deci nu așa e un om al Dumnezeu. Dacă voi credeți că sunteți oameni al Dumnezeu care faceți chestiile astea, vă înșelați amarii, păi nu faceți lucrarea al Dumnezeu. Și plus că sunteți o pricină după tine pentru ceilalți din lume, care când văd discuțiile astea, nu le mai crede pocăință. Deci zici că e protocolul nu noi afară, n-am. De când sunt în Anglia, n-am văzut de asemenea câteva. Deci nici nu văd în față și ștergătoarea sunt la maxim. Și s-au făcut niște bălți, aproape că mi-a ajuns la roțile mașinii. Vremea asta este controlată, eu așa cred. Nu este un omagic se întâmplă. Incredibil. Deci asta am avut de spus. Să vă pocăiți.
așa, să vă revizuiți atitudinea și încercați să vă găsești ceva de făcut, altceva mai spiritual, nu chestiile astea. Că nu ne-a chemat Dumnezeu să ne bajucăm unii pe alții, să ne ocărăm și să aruncăm cu prieteni lucrarea altuia. Asta e tot ce pot să zic. Sunt sigur că Dumnezeu nu e mândru de voi pentru că faceți chestia asta și nici nu v-a pus El. O faceți din capul vostru pentru că nu se poitați să vedeți chestiile alea, că voi nu puteți să le faceți. N-aveți nicio putere. N-aveți nicio putere nu pentru că Dumnezeu e rău sau nu știu. Nu, pentru că nu vrei să fiți cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu nu vă dă nimic. Că Dumnezeu nu dă mărgăritare la porci. Cum sunt și mulți care judecă vorbirea în limbi, frații baptiști care nu înțeleg vorbirea în limbi. Și încep să-și bată joc de ăștia care vorbesc în limbi și nu știu ce, și se imită și ce mai departe. Culă împotriva Duhului Sfânt, așa se numește. Scrie clar în Biblie că vorbirea în limbi este de la Duhul Sfânt, dar care vă bate joc de chestia asta, o căreți pe Duhul Sfânt și nu huliți. Și luptați, cum scrie acolo, să nu vă pomeniți că luptați împotriva Lui Dumnezeu. Exact așa vă pomeniți voi, luptând împotriva Lui. Ducați acolo vorbirea în limbi și nu știu ce. Și tot fel de miștori, unul crede că nu trebuie să vorbești în limbi, altul crede că nu trebuie să te botezi, nu știu, când ești mic, altul când ești mare și tot aruncați cu prieteni unii în alții și faceți partide și vă împărțiți în sectoare și Doamne ferește, lucruri incredibile. Deci, acum că mai puțin și vine Domnul, voi vă ocupați cu chestiile astea, să vă așteptați că o să vă și răptească Dumnezeu în starea asta. Că vă găsește veghind. Frumos cum sunteți. Atâta puteți să judecați până și pe altul, să aruncați cu prieteni non-stop. Și sunt o groază de din ăștia care numai asta se ocupă, asta se ocupă. Că Nelu, pastor Nelu Brie e eretic. Biserica nu știu care e de nebuni. Că lucrarea lui fratele Lucian Bane de la Satana. Ai luat pe toți la rând. Pastor cu tare, pastor cu tare, cu cine ești? Tu ești cu ei? A, deci tu ești cu ei, gata, ne-am lepădat de tine. Deci ești cu ei, nu? Gata, nu mai ne trebuie. Și lucrurile te doare cap. Asta e... Asta cred unii că trebuie, că au fost chemați să facă chestia asta. Să fie tribuna diavolului. Și acum a apărut... Mă uitam pe YouTube, am dat așa un click de curiozitate să vedeți pe YouTube. Despre conferința de la Timișoara carismatică, ceva de genul, trebuie să scrieți. Să vedeți câți au ocărât acolo și pastor Cristian Ionescu, toți legaliștii ăștia. Cristian Ionescu și cu tare, toți au ocărât acolo maxim. Toți pastori ăștia firești care nu au nicio treabă cu Duhul Sfânt. S-au băgat acolo și au ocărât. Pastori ăștia care fac chestia asta, dacă te duci în biserica lor, este un program religios și o atmosferă de mormântare și de muzeu. Nu este Duhul Sfânt acolo. În bisericile astea unde nu e Duhul Sfânt, tot timpul te plictisești, te uiți la ceas și vrei să se termine mai repede. Pentru că nu e Duhul Sfânt acolo și auzi doar pe un om și ăla te plictisești. Dacă mergi la biserica de astea unde e Duhul Sfânt, acolo nu există timp, nu te uiți la ceas, nu este un program. Totul se întâmplă după cum vrea Duhul Sfânt. Și alea sunt bisericile adevărate, care nu te presie niciodată și nu contează că durează. Și din păcate aici în Anglia sunt puține biserici din astea și am ajuns să mai merg și eu pe la din astea legaliste de români. Dacă cred că nu o să mai merg deloc la bisericile astea. Că toate acum au ocărât lucrarea astea, toate alea unde mă duc eu. Și au făcut pedeși despre asta. Și nu o să mai merge acolo. Este de-a dreptul jenant ce se întâmplă. Și în primul rând n-aveți rușine. Că o căruți pe omul ăla cu care puteți să mă întâlnesc cu el pe drum mai încolo și să vă fie rușine. Că așa din spatele butoanelor e ușor să o cărăști om. Dacă te vezi față în față cu el, nu mai e așa ușor. Că nu cred că e vreunul care să se ducă de el aici să-i spună. Așa prin spate, pe la spate. Așa știu eu român, să atace pe la spate. Stați acolo pe tastatură și l-o cărăți pe omul ăla care are viață cu Dumnezeu. Că e prea arogant, că nu cea pastorul Tiberiu Pop, că superficialitate. Că el spunea că a fost într-o răpire în cer și nu știu ce. Și el asta o numea superficialitate. De unde până unde? Ce superficial?
superficialitate. De unde punem? De n-am înțeles. N-ai nicio legătură. Poate chiar așa i s-a întâmplat, a fost în cer de unde. Dacă a scos din cap treaba lui, problema lui. Ce superficialitate? De unde scoate chestia? Apoi ce aroganță. Ca nu știu ce mai spunea pastor, și era arogan în asta. Nu e aroganță. Asta este termenul folosit de către oameni ăștia firești când văd un om credincios care are îndrăzneală, că e arogant. Că Dumnezeu vrea să avem credință. Și atunci ăștia firești o numesc aroganță, pentru că ei n-au credință, nu, niciodată, nu cred nimic. Și ăsta este termenul folosit de ei către oamenii ăștia care au credință, aroganți. Dacă e arogant, problema lui. Nu e tu chemat să îl judeci pe el că e arogant. Are cine judeca. O să-l facă Dumnezeu să se smerească dacă e arogant. Deci, e o rușine ce se întâmplă. Este incredibil. Și am căutat pe YouTube și despre chestia asta cu conferința și am găsit zeci de pastori care au ocrut lucrarea la omul ăla. Deci, pastorii ăștia pentru mine nu sunt pastori, nici nu vreau să aud de ei. Și nimeni nu s-a mă durbat la bisericile lor. Mai ales Cristian Ionescu e un om legalist, care bineînțeles că îl iubesc legaliștii, că e ca ei, și tot timpul se ia de toate lucrările. Și mai sunt unii până în America, niște pastori la fel, care au făcut bloguri și din astea despre toți pastorii ăștia au la rând. Pe pastorul Chris, pe pastorul Benny Hinn, pe pastorul Rodney Howard Brown, o iau la rând pe toți, nu scapă niciun. Îi fac în toate felurile, pentru că ei o iau putere și ei n-au, și atunci nu se simte ei bine. Să o crească pe ăștia, ca să dea ei bine în fața la ceilalți, că ei n-au nicio putere. Deci, sunteți niște morminte văruite și exact cum scrie acolo. Niște forme de evlave tăgăduindu-i putere, n-aveți nicio putere, sunteți doar niște forme de evlave, niște oameni religioși, niște morminte văruite. Atât. Și am cazul prieten lucrarea altuia, pentru că aveți mult timp că nu-l folosiți pentru Dumnezeu. Deci asta e concluzia finală. Aveți mult timp, pentru că nu-l folosiți pe Dumnezeu deloc. Și atunci aveți timp mult. Și ce să faceți cu el? Că la un moment dat începe să vă plictisiți prin casă. Și începe să căutați și să-i ocoriți pe ăștia, când pe unul, când pe altul. Faceți romane întregi, bloguri. Lucrarea lui Dumnezeu, ce să zic. Așa, la asta ne-a chemat Dumnezeu. Citiți Biblia să vedeți că așa scrie, că Dumnezeu ne-a chemat să ne ocorăm unii pe alții, să nu ne iertăm, să ne înjosim, să ne bate jos, să ne încălcă cu prieteni, așa scrie. Nu știu acel capitol, dar o să găsiți voi. Deci să vă fie rușine. Asta e tot ce am avut de zis. Și aici mă opresc.